Ăștia mici primesc scrisorile la comun, că eu nu mai înțeleg. le am văzut pe Vlad stând alături de Mihai când citea scrisoarea, apoi la sfârșit Mihai a dat-o și lui Vlad. Inițial nu înțelegeam nici, nici măcar a cui e scrisoarea, dacă este a lui Vlad și Vlad a dat lui Mihai sau dacă este a lui Mihai și Mihai a dat-o lui Vlad. Cert este că corespondența ar trebui să fie intimă și să o citească singur și atât fetele cât și băieții. Pentru că până la urmă cel care trimite acele scrisori își dorește să transmită un gând persoanei căreia îi o trimite și atunci nu cred că ar vrea ca toată lumea să știe despre ce se vorbește în acea scrisoare. Mă bucur tare mult că Cumva, cumva să înțeleg destul de bine și sper din suflet să rămână așa în casa băieților.